practic, cei care au acne, într-adevăr, trec de la niște stări de la o stare la alta. Și una dintre explicațiile pe care le dăruim, și asta este ceea ce tu ai explicat acum cu scosul coșului, este unul dintre secretele care stau în spatele acnei și unul dintre secretele care fac acnea să se împânzească în restul zonelor. Tu crezi că scapi de un coș și, de fapt, îl inviți la o plimbare pe toate zonele care sunt fertile și care pot favoriza apariția acnei. Un alt secret pe care îl dăm tot aici în emisiune cu acnea este faptul că acnea apare pe piele, dar pielea este de fapt un organ marker, este pielea. Ce înseamnă marker? Organul pe care apare acnea. Acum am să spun ceva care pare utopic, dar este doar o figură de stil. Dacă acnea s-ar fi manifestat pe stomac, probabil că ar fi fost o boală gastrică. Deci faptul că apare pe piele, din acest motiv este o boală care ține de dermatologie și aici se complică situația, pentru că pielea este cel mai mare organ a omului, dar mai mult de atât, are propriu metabolism. Adică nu este un organ care trăiește în simbioză neapărat cu celelalte, el are propriu metabolism. Și atunci tu, de fapt, ai stat în stat. E ca un fel de Vatican care se află în Italia. Tu ai regula din Italia, dar tu trebuie să aplici regula de Vatican. Și atunci, de fapt, tu te uiți la piele, dar pielea nu ține doar de regula ei, ține și de regula organismului. Tu te uiți la organism, dar singurul organism nu poate influența pielea. Și aici mai intervine și ce spuneai tu cu sinuciderea, da, și stările astea de sus și jos, și eu, din păcate, cunosc un caz care a ajuns la așa ceva. Bine, nu înseamnă că asta se întâmplă, dar sunt cazuri clasice. Am văzut, n-am știut că este o rată atât de mare, că nu am studiat, dar știu că se întâmplă. Și aici mai intervine și partea de psihic. Și atunci, de fapt, dacă vrem să știm unde se petrece acnea, că asta este un alt secret. Acnea nu se petrece nu în interiorul organismului, cauzele nu sunt neapărat din interiorul organismului, cauzele nu sunt neapărat din piele, cauzele nu sunt neapărat din psihic, dar ele sunt din toate trei. Și unde se manifestă, dacă am fi acum la ora de matematică și aș desena organismul, după care aș desena pielea și aș face o intersectare, după care aș desena psihicul și aș face o intersectare, bucățica aia mică, care este intersectată de piele, organism și psihic, acolo se manifestă acnea. Acum, prinde chiorul, scoate ochiul, du-te și tratează. Du-te și tratează în toate părțile, de aia ține atât de mult acnea. Este, e adevărat, pielea odată este un organ bio. Este foarte schimbător de la o zi la alta. Toți știm că dacă am petrecut o noapte mai grea sau n-am dormit netrăziu dimineața, mai urăți cu pielea uscată. Adică, sau dacă am avut un stres, ne trezim dimineața cu o uscăciune sau cu mai mult piele distorsionată. Asta o știm toți. Eu aș zice că, cum ai explicat, cu Vatican și cu Roma e perfect, eu aș mai adunca un pic. Aș zice că pielea nu doar că are metabolismul propriu, dar este singurul organ al corpului care înglobează și are separat doar pe el tot funcțiile altor organe din corp. Este singura.